Când Petru ajunge în casa lui Corneliu, acesta îl întâmpină cu bucurie și spune cuvintele pe care le știm cei mai mulți: am trimis la tine îndată și bine ai făcut că ai venit. Așa zic și eu când v-am sunat, adică nu v-am sunat eu, că v-a sunat altcineva, probabil i-a plăcut așa de mult că a zis că neapărat trebuie și ui ca să vină aici. V-a sunat, v-a amânat, ați venit. Vă mulțumim frumos că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Noi vă mulțumim. Avem cu noi familia Barbos, Nelu și Estera. Tineri, fericiți. Cât de tineri? Câți ani de căsătorie aveți? 44. 44, nu-s mulți. Deci oricum vă uitați în oglindă, tot așa iasă. 44, exact. 44, da? Au fost grei, frumoși? Cum a fost? Frumoși. Frumoși, pe bărbați, tot timpul zic așa. Cum a fost, soara Estera? Frumoși, au fost și mai greu și mai... Bine, dar nu a fost greu cu Nelu, a fost greu așa. A fost greu așa. Că... Da, 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 că bărbații în general sunt băieți buni, așa. Da, vremuri. Da, vremurile au fost mai grele. Mai... Vremurile au fost mai începuturile. Grele. Păi, dacă tot zici, cum au fost începuturile? Hai să zicem prima dată cu familia, cum au fost începuturile? Oh, de început a fost frumos, da. Pe urmă, na, o trebuie să facem față la toate, cu posibilitățile care le aveam atunci. A fost și din punct de vedere material mai greu, la asta vă referiți. Da, da. În ce an v-ați căsătorit, ca să nu fac calcule acum? 76. 76. 76, da, da, bun, 76, da, erau ani mai interesanți. Bun, era la limită, din câte mă aduc eu aminte, așa, între și mai greu și mai bine, că după asta a fost un pic mai greu. Da. Da. Dar probabil la început, de unde veniți din zonă? Amândoi sunteți de aici, din zonă? Eu din zona Făgetului. Așa. Ea de la Crivovara. Limită de județ cu Arad. Limită de județ cu Arad. Ai, bine, dacă e înspre Arad, e de bine. E de bine, da. A, așa. Bun, și atunci, cum v-ați întâlnit? Păi, Dumnezeu le... pregătește pe toate și le potrivește. Eu știu că Dumnezeu le pregătește, dar eu sunt curios să văd cum le-a pregătit Dumnezeu. Da. Așa, păi, după... Eu am avut așa niște principii. Să nu fac planuri de unul singur, să nu se iau lucrurile în ordine. A fost perioada asta de adolescență, după am plecat în armată. Bine, atunci nu prea era folosit cuvântul adolescență, era nu prea. Nu știu, poate. Da, da, așa. Și... Armata obligatorie? Obligatorie. Aproape sau departe de casă? Și... Departe, peste tot, am fost în multe locuri. Da? Și inclusiv o iarnă, Pătrans, Făgărășan. No, bine, dar ce v-ați dus la schi, frumos, nu? Frumos, extraordinar. Cel puțin în poze, așa. Da, da, extraordinar. La ce-a fost cel mai frumos? La săpat în piatră și aruncat munții în aer. Nu că m-am gândit acum, chiar m-am gândit, bă, Transfăgărășan, oare când s-a făcut, știi, ca să nu mă dau că nu știu. Deci ați fost la construcție, practic. Da, da. O parte... Toate unitățile din țară trebuie să participe, aveau o perioadă când trebuia să meargă acolo. Acum pun și o întrebare absurdă. Chiar era greu? Acum, vă imaginați când ne uităm la televizor și spune ce vânt e și ce ninsori și ce vremuri. Și acum, din 10 ianuarie și până în 5 iunie. Deci, ai plecat dimineața, te-ai întors seara. Ai plecat dintr-o baracă pe întuneric, te-ai întors într-o baracă la întuneric. Și cu ce vă încălzeați? Ei, căldură era, pentru că era construit acolo un cuptor din ăsta zidit și avea un militar care lemne erau, asta făcea focarea. Deci, deci măcar noaptea era cald. Noaptea așa. Era, da. Noaptea mâncarea? Era. Venea acolo, la locul. Dar mâncare. Era cât de cât așa bună? Deci era, dar nici atunci nu era destulă. Aveți și voi, erați tineri și ați cam fi mâncat. Dar și munceam. Și munceați. Deci am muncit pentru că eu fost și în perioada de iarnă, n-ai ce faci acolo, dacă n-ai muncit, ai înghețat. A trebuit să te miști, să bați. Bun, dar s-a mai întâmplat că plecați dimineața 14 și veneați seara 13. Da. Da? Da. Se puteau întâmpla accidente, ceva? Au fost accidente, îmbolnăviri, au fost în permanență, s-a întâmplat așa. Bine, astea sunt așa, cum se numesc astea, pierderi colaterale. Da, categorii. Obiectivul da. Era măreț. La, eram și la ce s-a făcut și cum s-a făcut. Nu se putea fără jerfe. Și... Dar s-a făcut, am trecut da, prin am toate. Zis asta pentru că știți cum e. Acum, nu sunt eu chiar așa naiv, dar
chiar vă spun deschis, nu știu, nici nu vreau să greșesc, dar nu știu dacă trecând vreodată pe Transfăgărășan m-am gândit la voi, cei care l-ați construit. Da, da. E frumos, te duci, faci poze, te oprești, nu știu ce, dai cu astea. Și acum, dacă eu poate nu m-am gândit la chestia asta sau nu m-am gândit suficient, mă gândesc copiii mei dacă se gândesc la așa ceva. Adică ei... Da. Da. Deci poate ar fi bine să ne gândim când s-a făcut ceva frumos în urmă, că totuși au fost oameni care au plătit, da, ca să nu mai vorbim de ce se distruge din ce s-a construit, da, cu greu. Da. În fine, a trecut armata, ați scăpat, da, am venit fără incidente majore. Da, am simțit mâna lui Dumnezeu care m-a ocrotit. Vai, prin câte... Dar a fost Dumnezeu, m-a ocrotit. Deci se poate scrie o cărticică. Oho. Deci și de accidente și de îmbolnăviri. Că, vă dați seama, n-aveam nicio condiție. Duminica nu se lucra și atunci coboram acolo la apă, spărgeam gheața ca să ne barberim, să ne spălăm așa cât de cât. Și când urcai și ajungeai înapoi, parcă ai luat foc. Acum eu râd pentru că o parte din armată am făcut-o nu foarte departe de voi, la Muntele Mic, și noi ne spălam cu zăpadă, nu? Deci asta era. Bun, asta era la ordinea zilei. Da, te trezeai la 5 dimineața sau 5 jumătate, ieșai afară, te bucurai că zăpada e proaspătă și era ok. Am venit cu bine. Dar eu, vezi, acum nu vreau să fiu obraznic, dar încerc să... Când zici că Dumnezeu m-a păzit în armată sau asta, chiar crezi că a fost mâna lui Dumnezeu? De ce nu poți să spui, Doamne, am fost un norocos? Nu. Eu am văzut nu numai în armată. Adică am văzut mâna lui Dumnezeu din clipa când m-am hotărât să-L urmez pe El, în fiecare zi. Am văzut și văd mâna lui Dumnezeu. Deci nu vorbim doar de Dumnezeu amintirilor, Dumnezeu din trecut. Nu. Și acum și în permanență. Bun, s-a terminat armata? Da, normal, atunci te gândești. Cam asta e regula. Când e cu armata terminată, ar fi cam vremea, pasul următor era însurătoare. Și? Da. Eu lucram la Tomeș, la fabrica de sticlă. Am lucrat acolo. Era acolo în zona noastră. Asta n-am prea înțeles niciodată. Cum pot să modelez acolo? Cum... E și asta ceva deosebit, într-adevăr. Nu oricine poate. Nu oricine poate. Nu. Și eu cred așa că nu. Și acolo trebuie să... Să ai așa cât de cât un dar, o mână care să nu oricine poate, dar am lucrat un timp că am făcut școala la Turda pentru Tomeș, în sticlar artistic, și după aceea au apărut probleme. În ce sens? Lucram în fabrică, dar aveam nevoie de oameni în agricultură. Și cum a fost partidul, dat ordin ca să dea ducă muncitorii în agricultură. Eu, de felul meu, am fost și puțin cam rebel. Nu. Deci... Tare blând pare. Acum încep să mă gândesc eu la chestia cu așa. Tare blânduț pare. Cam rebel, zice, mi-a fost de meserie. Nu, am spus, doamne, eu am mers să lucrez în industrie, da? Ți-ai ales la inginerul ăla care a venit să mă oblige. Ți-ai ales agricultura, du-te și pune mâna pe sapă. Fiecare cu ce am învățat. Da, corect. Și n-am vrut să merg. Ar părea logic, da. N-am vrut să merg, să... cu toate că pe părinții ajutam, lucram la ceea ce aveau ei, dar nu să-mi asum eu responsabilitatea. Nu să-mi asum eu responsabilitatea asta. Și atunci m-am hotărât să plec de acolo. Am zis, plec și cu ocazia asta să mă căsătoresc, să mă stabilesc la oraș. Am cunoscut mai multe fete. Erau și atunci mai multe fete. Era Lugojul, era atunci, acum s-a mai echilibrat. Dar de atunci... ce era Lugoș așa de vestit cu multe fete? Era ceva liceu? Da. De... Nu, era întreprinderi, era textila, care avea două fabrici mari. De lucrau, care atrăgea... Era filatura de mătase, erau mai mult, deci fabrici unde lucrau... Lucrau mai mult femeile, fetele. Da, și era și liceul textil, agricol, liceu, unde iar veneau din toată țara aici, făceau școală și rămâneau aici. Deci era ceva pește în baltă. Era, nu era problemă, dar iar am avut un principiu, nu oricum. El e și rebel și pretențios. Da, bun. Eu încep să le notez, să nu le uit. Deci primul lucru mi-am dat seama că
trebuie să rezolv problema pe verticală. Deci să fac pasul hotărător. Cu toate că am crescut în biserică. Deci, da, mers așa, iar întotdeauna vrăjmașul îți pune piedici, îți arată, uite, vezi? Ei, dacă îmi vine ziua, odată la o predică am înțeles perfect cum stau lucrurile, am luat decizia. Pentru Dumnezeu, pentru totdeauna. Da. Și s-a organizat primul botez pe care l-a avut fratele Crișan în biserică la Făget, un botez mare atunci, așa. Și, fără să știu, în aceeași zi și la aceeași oră, că la terminarea serviciului, același lucru îl făcea și soția mea la Lugoș, dar nu ne cunoșteam. Deci voi v-ați botezat în aceeași zi, da. Dar în locuri diferite. În locuri diferite. Lugoșul și Făgetul. Da, nu ne cunoșteam. Și după aceea am cunoscut-o poate, a venit acolo la neamuri și da, am discutat puțin, m-am dus să îi cunosc părinții, să cunosc să văd despre ce-i vorba, era de pe undeva de după Timișoara. Și când m-am dus la Timișoara, când a venit să mă întâmpine, am văzut-o cam trist, am întrebat-o ce-i. Păi în vremea aia era din familie penticostală și baptiștii atunci era cu totul alte, erau alte vremuri, deci altă gândire și atunci am spus, draga mea, eu nu plec de la început cu probleme. M-am întors înapoi. M-am oprit pe la Lugor, aveam rude pe aici și zic, hai să-mi vizitez, că n-am mai fost de mult pe la ei, o soră de-a lui tata, verișori. Și mătușul mea spune, bă, este aici o fată bună, în gazdă, uite aici peste drum. Dar nu că ai întrebat-o de fete. Nu. Mătușele, da, să zică și ele, da. Hai să vedem, să trebuie. Și eu atunci chiar că în momentul ăla nu mă mai interesa. Dar dacă tot ai făcut drum, ca să ascult de ea, hai să merg. M-am dus. E, dar ea era plecată acasă, cred că. Sau la servici. În fine. Și gazda ei mi-a arătat o poză acolo. Trebuie, m-am dus. Am văzut poza, am luat-o cu mine, poza. Și o zis, vineri... Cum să iei poza omului? Omul e acasă și iei poza... Vineri să ne întâlnim... Să-i dai poza înapoi, am înțeles, da. Că da. Și am venit și eu o trebuie să mă duc, că și eu aveam servici. Am venit vineri, ne-am cunoscut, ne-am făcut cunoștință și am plecat amândoi de pe Timișorii de acolo spre biserică. Să mergem la casa Domnului împreună. Și pe drum am stat de vorbă. Pe Timișoara, până la casa Domnului. Nu ai spus de necazul cu Timișoara? Și... Nu, da, nu atunci. Problema, nu a fost niciun necaz, că eu nu făceam tragedii de întrebările astea, adică nu mă legam așa. Dar stând de vorbă, mi-a plăcut enorm cum gândea la fel ca mine. Asta e precizarea, ce gândește foarte bine, gândește ca mine. Da, bun. Da, deci aveam aceleași principii, vedeam lucrurile la fel. Și dacă am văzut... Poza ți-a plăcut, era în buzunar. Da, atunci... Gândirea a plăcut, da. Da. Ne-am hotărât să ne mai întâlnim, să stăm de vorbă, ne-am mai întâlnit de vreo două ori, trei ori și ne-am agodit. Da, n-ar rost să pierdem multă vreme. Da, categoric. Vii din familie de credincioși? Da. Că mă gândeam după nume, Estera, nu știu ce. Da. Ați fost mai mulți copii, mai puțini? Nu, singură. Singură. Singură la părință, da. Crescută în biserică, în mod obișnuit. Am început relația cu Dumnezeu, o relație... Te rugai pentru căsătorie? Da. Da? Da. Și ce ai cerut Domnului? Un băiat credincios, nu altceva. Păi mă, credincios și... N-ai avut alte în minte, așa? Nu. Dar de ce? Hai să zicem, nu... N-ai avut neapărat o dorință sau în generația voastră ai putea spune că nu au fost atât de multe pretenții? Nu, în generația noastră atunci nu erau atâtea pretenții. Deci te gândeai că dacă iei unul în biserică, unul credincios, da. Cu bine și mai puțin bine, că acum nu credeam toți că viața e fără nicio problemă, cu bine și mai puțin. Imposibil. Da. Bun. Te-a convins repede? Ți-a plăcut când l-ai văzut? Nu pot să zic că mi-a plăcut sau ceva, dar a fost așa. A fost așa. A fost voia Domnului.
Deci ne-am înțeles. Ne-am înțeles. Asta au fost principal. Am văzut la fel lucrurile. Da, am da. Zis să nu depindem nici de unul. Ne luăm împreună cu Domnul, pornim împreună de la zero și mergem înainte. Bun, dar nu ne-ați fi așteptat să vedea părinții ceva? Sau... Păi n-am fost din familie înstărită nici care. Adică nu prea aveau mult de dat. Păi da, ne-au ajutat. Ne-au ajutat părinții, la început. Părinții mei ne-au cumpărat o căsuță micuță, da, da. Aici, da, așa, da. În oraș. Deci ați început cu un acoperiș al vostru? Atât. Da, da. Ah, da. Mare lucru. Cum a fost? Da, da. N-ați stat împreună cu părinții, cu voi? Nu, nu. Nu, n-am stat singuri. Și care au fost primele descoperiri interesante după căsătorie? Ce ai descoperit așa? Te-ai așteptat la viața de familie? Acum ne-am căsătorit, e realitatea. N-am descoperit ceva mai deosebit. N-am avut timp să ne gândim prea mult. Nu? Că trebuie să ne apucăm de treabă. Deci au cumpărat căsuța asta, o căsuță mică pe Timișoara, au stat acolo niște bătrâni. Eu trebuie să-mi fac transferul aici la oraș. Greu am scăpat, că nu prea vreau să mă lasă, dar în final, când au văzut că n-au ce face, ne-au dat drumul, atunci a început să aici fabrica de faianță și mai bine am venit aici. Venit acolo, da? Da. După nuntă, am mai stat, eu știu, vreo 10 zile cât să rezolvăm problemele. În timpul ăsta s-a făcut și tranzacția. N-ați fost prin Hawaii, pe undeva? Da, da. Când au plecat bătrânii, deci în ziua aia... În ziua când au plecat bătrânii din casă, ne-am mutat noi. Eu am început lucru și ei au început că a fost în concediu până și ne-am mutat noi, da. Ne-am dus să luăm repede o dormeză, să avem pe ce dormi. Și ne-am dus acasă. Casa goală, pereți. Și după aia, vai, nu, era... Mizerie. În curte nu puteai să deschizi ușa, că era poarta mare, că era până la jumătate. Deci o lună de zile, luna de miere, să ne punem la punct căsuța ca să putem să stăm. Deci așa mai pe românești, o lună, în luna de miere, a scărat gunoaiele din, da, curte, da, și da, din, da, casă. Da, da. Câteva camioane, probabil. Ha, că mai a fost... Era pe malul Timișului și atunci cum era o groapă pe malul Timișului, am astupat o groapă pe malul Timișului. Da. Da. Așa a fost începutul. Dar după aceea... A fost bine. Și ați lucrat amândoi. Da, da. Da. La cărat, noi n-am fost despărțiți unul de altul. Da, acum cred că știu răspunsul la întrebarea asta, totuși întreb. O știu să facă mâncare. Da, cum? Am luat cea mai bună bucătăreasă și cea mai bună croitoreasă. Da? Dar croitoreasă de unde? Asta era meseria ei. Da? Și bucătărie? Am învățat așa. Da? Da. Oh, asta e mare lucru, știi? Păi, deci, da. Dacă... păi da, în casă să ai bucătăreasă, croitoreasă, fantastic. Bine, croitoreasă nu înseamnă că te mai croiește din când în când. Nu, sau cum e asta? Da, croiește tot ce trebuie pentru familie. A, așa. Da, am înțeles. Jocul ăsta de cuvinte. Da. E bun, la. Copii? Aveți copii? Da. Da, trei. Trei. Domnul să-i binecuvinteze. Bănuiesc că-s mărișori, nepoți? Unul e Alin. Care, nu? Da, vreun Alin. Alin e al câtelea? Cel mai mare? Cel mai... Mijlociu. Mijlociu, da? Da. 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 Două fete și un băiat. Și acolo, în căsuța mică sau...? Ei s-au născut cei mari acolo. A fost interesant. Am văzut mâna Domnului în toate lucrurile, că de asta. Și acolo, după ce am cumpărat, au venit cu sistematizările. Gata, demolează. Deci pe când ați dus doi gunoiul și cât de cât ați... Și am pus la punct tot așa și ne-am aranjat așa. Să fie căsuța noastră. Da, ori venit că ne demolează. Băi. Și că ne bagă în bloc. De felul meu, n-am ce dat la trebuie. Un pic rebel, am înțeles. Da, cum adică să... Da. N-am ce dat, am spus, nu plec de acolo nici cu toate tancurile. Măcar dacă aveai neun cu demolările când era gunoiul ăla până la geam. Până nu-mi dă casă corespunzătoare pentru familie. La schimb. Am stat acolo, nu? Ei veneau, băteau țărușii să facă nu știu ce, eu l-am și eu aruncam. Pentru că... Bine, nu fost nervos, numai așa, nu. Da, sigur. De... Era al meu deocamdată. Era proprietatea mea, da, da, simțul și... proprietății. Și, urmă, așa a lucrat Dumnezeu că am primit o casă cum nici nu gândeam. În altă zonă și am văzut și acolo mâna lui Dumnezeu, că noi ne-am gândit la alta mai. Dar... Dumnezeu așa a rânduit. Dumnezeu dă mai bun. Da. Și am primit-o, bineînțeles, în chirie.
dar a fost în regulă. Casă corespunzătoare, cu grădină, cu tot ce trebuie. Și după aceea, după Revoluție, tot așa a lucrat Dumnezeu, că am recuperat o bucată de pământ ce ne mai rămas pe Timișorii, pe care am valorificat-o și am cumpărat casa. Deci, până la urmă, a fost bine. Da, așa. Da. Câteodată e foarte important să ai răbdare. Da. Să ai răbdare. Da. Cum a fost cu copiii? Ușor de crescut sau greu? Singură. El la serviciu, am stat acasă vreo 12 ani, când au crescut copiii, au mers la școală, toți. Da, nu mai făceai și ceva croitorie între noi? Mai făceam, făceam da. Acasă. Da. Odată, pentru copii ai făcut? Da. Păi da. Asta înseamnă că nu păi, se plăteau pentru copii bani. Și salariul mi l-am făcut acasă. Nu. Păi, da. Noi ne-am înțeles, am stat de vorbă și am zis, bă, ce facem? Ducem copiii să ne crească stat? Asta era, dacă lucram amândoi. Da, să-i duci la creșă. Da, la creșă da. Și mă uitam. Sau eu muncesc și tu acasă cu copiii și mai faci. Eu asigur de o supă, pot. De ceva, dar dacă ai făcut da, un salariu... Am făcut, n-o da, problemă, da. Că Dumnezeu ne-a ajutat. Ok, mare lucru, investiția și, în copii e mare lucru. Da, și așa am văzut, pe urmă, rezultatele. Da, pierzi pe o parte, dacă știi și câștigi, o fost mult mai mare. Care au fost, dacă v-ați gândit așa, biserica a avut un aport vis-a-vis de viața voastră, relația voastră, relația voastră cu Dumnezeu, a ajutat cu ceva, a avut vreun rol? Da, bineînțeles. Bineînțeles, sigur că da. V-ați ținut de biserică, așa? Cum să nu? Da? Sigur. Bun, dar n-ați putut găsi scuze, că e gunoiul mult, că suntem obosiți, că plouă, că... Ei, nu, mergeam atunci și aveam autobuz și cu copiii în brațe și acolo... la biserică. Bun, eu m-am implicat mai la început cum am venit. Eu dat Domnul Doru să cânt și da? În cor, da, cu dirijorii și trebuie, după ce am plecat în misiune, mergeam și în misiune. Deci... De câte ori au zis Estera, nu te duce? N-a zis. Nu? Asta m-a admirat întotdeauna. Iar rămânea și cu copiii. Acum ce-i drept? Eu veneam de la locul altată, lucram schimbul 3, veneam dimineața acasă. Aveam totul pregătit ca să pot să merg. A fost un fel de prințișor. Și apoi plecam, după ce m-am implicat și mi-am asumat, să mă ocup de anumite zone, deci împreună. Asta era da? Împreună și copiii în mașină. Și copii. Ei așa au crescut, în misiune și în duminica și în mașină. Și da, în cred că le-au plăcut, nu? Da, categoric. Da, sigur. Că de-aia le place și acum. De asta, asta e partea frumoasă, de te duci. Da. Bun, dar... Nu te-ai gândit niciodată să-i zici nu? Nu. Nu, că de multe ori vroiam și eu să plec și nu puteam. Erau copiii, când au fost copiii mai mici, trebuia să rămân cu copiii acasă. Sau altă dată era mașina plină și eu trebuie să rămân acasă. Da, lua pe altcineva, că trebuia să ducă pe nu păi știu când ce. Erau copii, era și Cristi, nepotul și fratesul deci aveam... și mai o fată, erau 6 copii în mașină. Unde se mai e? Și așa, eu nu știu Dacia ce mașină a fost. Bun a fost. Dacă îl întrebați pe Alin când a plecat cu copiii, cu tineri, care a fost maximul care a dus Dacia, cred că 11. Da, 11 nu sunt mulți. Noi, într-un aru, am fost 17. Ei, am făcut ani de zile misiune în condițiile astea cu aro și cu IMS-ul. Dar nu, atâta bucurie aveam. Da. Ni se părea normal, așa. Da, nu? Da. Da. Acum, dacă atunci cineva ar fi avut posibilitatea să înregistreze și să transmit, acum cred că și generația tânără s-ar bucura, ar zice că e fan, știi, dar da, nu știu. Da, era fan, nu era fan, dar era fain, adică nu, chiar ne plăcea, n-aveam pretenții, nu. Musafiri ați mai avut pe acasă sau nu? Pe la masă? Tot timpul. Cu câte zile te anunța înainte să-i aducă? În general, noi înțelegeam, era când veneau atunci la biserică, aveam schimburi, se făceau de vineri până, de exemplu, știu, de la Oradea au revenit de vineri până duminică și atunci trebuiau găzduiți, ba, tine. Și, în general, erau luați în familie, da, nu? Da, în familie. Încă da, se certau că n-aveau destui ca să ia. Da, și... Păi era frumos, că așa te împrieteniai cu oameni, nu știu unde, cunoșteai chiar. Da, a fost.
Nu cred că erau așteptările mari nici de la musafiri. Nu, de la nimeni. Nu. Și nici gazdele nu își făceau probleme. Deși la Lugoș mereu se mânca bine, era frumos. Că am trecut și noi pe aici. Da, știu. Eu mi-amintesc de dumneavoastră. Da? Parcă și acum vă văd îmbrăcat militar în holul bisericii. Ups! Uite că sunt în efect. Da. Deci, am făcut parte din armata aici la Lugoș și experiențe foarte frumoase. Armata interesantă, dar experiențele cu biserica și cu oamenii de aici frumoase. Mi-a plăcut. Estera, ce sfat ai da la o fată nemăritată? Care vrea să se mărite? Să caute un băiat care să fie credincios. Dar credincios cu adevărat, nu numai vopsit, religios. Și bun, dacă eu aș fi în locul fetei, fata ar spune, bun, Estera, cum îmi dau seama dacă un băiat e credincios cu adevărat? Oricum, se vede. Se vede? Se vede, da. Într-un ceas, într-o săptămână? Într-un ceas e prea puțin, dar după câteva întâlniri... Dacă ai un pic de răbdare, îl vezi cum vorbește, cum gândește, ce face, îți dai seama dacă pentru el relația cu Dumnezeu chiar este importantă sau nu. Bun, dar să-i și placă de el sau numai să fie credincios? Păi să-i și placă. Degeaba. Da, deci... Să-i și placă de el. Problema este cu plăcutul, știți cum e. Da, la mulți le place, că toți se iau că le place. Dar dacă nu se uită dacă la cum gândesc, dacă lucru. E singurul lucru, pentru că cu adevărat pot să spun că, cum o spus ea la început, nu știam. Ce să știm? Cât ne place că până când am văzut, până când am trăit împreună, dar după 44 de ani, hai, nu găseam dacă aș fi căutat în toată lumea. Deci acum... Nu-ți pare rău deloc? Haide-mi, cum să-mi pară rău? Vezi, asta e o chestie, dar eu mă risc, eu nu mă risc. Știi? Mă risc eu, dar nu mă risc tot timpul. Deci pe mine, dacă m-ar întreba cineva, acum, Viorele, dacă te-ai căsători, acum, pe loc, cu cine? Cu Didina, adică cu ochii închiși, m-aș căsători cu ea. După asta m-am gândit eu într-o zi așa, mă, oare dacă ar întreba-o pe ea, știi? Eu zic, mai bine să nu întrebi, știi? Noi bărbații, noi tot cu ele, nu? Da. Ele ce-ar zice? Păi e întrebat. Nu, eu știu dacă... Ai venit atât de fericit la emisiunea asta, mai zice că mă știi din tinerețe, după asta tău să bănuiești. Să spun ce greșeală am făcut în viață, că am făcut foarte multe greșeli. Era o familie mai în vârstă, că întâlneai mulți. Mie chiar mi-a plăcut de oameni mai în vârstă, i-am respectat, am zis că să învăț de la ei. Și la un moment dat îmi zice unul mai în vârstă, tot așa cum se laudă bărbații cu nevestele lor, că noi chiar ne lăudăm cu nevestele noastre, adică sale noastre, nu? Și zice, uite, o vezi pe, nu știu dacă o zis, băbuța asta sau cum o zis, în fine, cum zicem noi, de atâția ani sunt căsătorit cu ea, n-am avut nicio problemă, nu ne-am certat niciodată. Eu până atunci tot mai credeam din astea mai nu știu ce și atunci am făcut o greșeală mare. Eu în loc să tac din gură și să mă bucur, îmi vine mie o idee. Da, să o întreb și pe doamnă. Și mă uit la ea, zic că așa-i cum zice. Ea parcă acum văd așa o femeie înțeleaptă. E, zice, dacă mi-am dat seama că n-am avut cu cine. M-am gândit, bă, omul ăsta a putut muri lângă mine, să-l lase inima. El toată viața a trăit cu impresia că ce bărbat bun a fost și nu știu ce. Și acum descoperă că nevastă a zis, bă, dacă mi-am mai pus mintea cu el, dacă n-am avut cu cine, deci ce să ne riscăm și noi să punem întrebări? Mai bine suntem fericiți. Corect, sigur că da. Bun, acum și ele tot cu noi. Cu cine să... Cu cine? Nu, cu noi, da. Acum, la început, poate să fi gândit și acum o fi, o să văd eu care e treaba. Dar cred că după atâta timp... După aia și-o dat seama ce comoară o luat și... Ai văzut cum râde, de ce o să o întreb? Nu o întreb nimic, e bine. Da. E bine că viața este frumoasă, frumoasă nu în sensul că întotdeauna este cerul senin de unde celelalte. Nu. Trebuie să-ți propui să vină anumite probleme. Ele vin fără să te întrebe. Vin, sigur că da. Bine, nici diavolul, cum ziceau ăștia, nu culcă-te, adică... Categoric. Da, mai... Da, și
Categoric că sunt perioade și perioade, sigur că da. Și trebuie să fie lucruri mari neapărat sau și mărunțișuri? E, nu, altă dată de la lucruri mărunte. Dacă i-ai auzit pe alții că au avut o discuție de la, ai râde de ei, așa? Da, da. Păi și ai râde. Noi? Da, categoric. Când auzi, da, știi? Înțeleg, da. Da, da. Mie mi-a luat un pic până să descoper că lucrurile mari în viață sunt puține. Adică ce e chiar lucru mare în viață? Trebuie să te gândești la câteva numere pe degete. Și apoi sunt mărunțișurile de fiecare zi. De care se ocupă într-un mod deosebit nevestea. Da. Că noi ne ocupăm de lucrurile da. Mari. A, asta îmi place. A, așa. Deci gândim la fel. Gândim la fel. Deci în familia voastră tu ești ocupat de lucrurile mari. Toate încălzirea globală. Păi, sigur, stârpirea comunismului din România. Da. Gore, cum să nu vin rușii peste noi și tare. Și soția, copii crescut, îmbrăcat, gătit, musafiri și celelalte, mărunțișuri de astea nici nu merită să le pomenim așa și în fiecare zi reluat cu el. Ba, chiar îmi place, deci cu o generație din asta de bărbați, uite așa s-au construit societatea frumoasă de care nu ne place. Dar e bine, uite că e frumos, mulțumim lui Dumnezeu că după 44 de ani încă putem zâmbi și încă putem să spunem că ceea ce am început atunci chiar a fost sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Cât vă mai propuneți? Vreo 44? Păi, acum nu știu. Îmi place foarte mult psalmul 128. Ne regăsim acolo în psalmul 128. Și mai un lucru acolo. Dar ce scrie acolo? Să citim? Păi eu nu știu. Acum dumneata presupui că eu știu ce scrie în psalmul 128. Toată lumea presupune că ar trebui să știu. Poate dacă citește, mă aduc aminte. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Un singur lucru mai. Să văd pe copiii copiilor mei. Și ai dat cu semnătura acolo la toate. Să vă ajute Domnul. Să fie binecuvântare, să fie sănătate și așa cum ați făcut până acum, nu doar să vă bucurați de ce vă dăruie Dumnezeu, ci să folosiți ceea ce vă dăruie Dumnezeu și pentru binecuvântarea altora. Că suntem fericiți când primim din partea lui Dumnezeu și suntem binecuvântați când putem să dăruim ce am primit din partea lui Dumnezeu. Și mereu eu spun lucrul acesta, nu fac referire doar la partea materială. Să dăruiești un sfat, să dăruiești din timpul tău, din inima ta, de multe ori este mai greu și mult mai valoros decât banii. Știți că probabil ați auzit vorba că cei mai săraci oameni sunt oamenii care au numai bani. Da. Care au numai bani. Da. Asta noi și așa am învățat și pe copii și văd și copiii la fel. Nu ne uităm la nimeni, nu ne comparăm cu nimeni. Să fim mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și cu felul cum Dumnezeu ne poartă de grijă. Și într-adevăr. Și eu ori văzut și am zis, mă uite cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă nouă. Așa vă poartă de grijă și vouă. Și ei văd lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu este acela. Oh, bun, cine descoperă secretul mulțumirii chiar a descoperit. Sigur că da. Să fii mulțumit și mulțumitor lui Dumnezeu. Și da, dacă în unele domenii se poate ceva mai bun, mai frumos, da. Tot cu ajutorul lui Dumnezeu la timpul lui. Sigur că da, pentru că am luat decizia să-L urmez pe Domnul și la un moment dat Dumnezeu m-a chemat și la slujire. Să-L și slujesc. Am văzut zonă unde nu era nimeni și Domnul m-a chemat la slujire și lucram 3 schimburi în fabrică și mergeam și în misiune și Dumnezeu a lucrat în așa fel și harul lui că s-au înființat și biserici, a ajutat și să construiesc și la construcție și la toate și deci din tot sufletul nu pot să mulțumesc lui Dumnezeu pentru nu, dar ți-ai dat seama și practic că dacă Estera chiar s-a obișnuit cu greu de acasă, acum ce rost avea să o încurci. Deja ea știa cum să ducă greu, deja, acum dacă vii în casă, stai prea mult. Deja copiii ori crescut și au venit alături și au muncit cu mine. S-a schimbat. M-au ajutat la toate. Da, eu cred că își amintesc cu bucurie de toate. Da, categoric, mi se pune problema. Și au rămas exact așa cum poate să vă arate Cristi o poză. Sunt tot timpul în jurul și Cristi și ei au fost luați în familia noastră, că au rămas fără, dar fiind
copiii la sora mea, bineînțeles că i-am integrat în familia noastră. La celui fel, ce are îi se va da. Sunt, sunt la fel, deci cu copiii noștri și nepoții, ca frații, toți, mereu ne strângem la masă frumos. Împreună. Chiar este o imagine frumoasă. Să știți că viața cu Dumnezeu este frumoasă, poate fi trăită frumos, dacă ne încredem în El, dacă nu avem inima împărțită, ci chiar ne punem nădejdea 100% în Dumnezeu, pentru că El merită, ne-a demonstrat lucrul acesta. Mulțumim frumos încă o dată că ne-ați primit în casele voastre, încă o dată vă mulțumim frumos că v-ați făcut timp să veniți. Și știți care este bucuria mea? De ce vă urez mereu să fiți binecuvântați de Domnul? Și credeți-mă, vă urez din toată inima. O să vă spun și secretul. Pentru că eu știu că dacă Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze, nu trebuie să ia din binecuvântările mele și să vă dorească vouă. Dumnezeu are suficient pentru fiecare, așa că fiți binecuvântați de Domnul, dar nu uitați, împărtășiți binecuvântările de orice natură și cu alții, pentru că celui ce are îi se va da și dacă de la alții se face loc și vin binecuvântările asta lui Dumnezeu facem. În mod continuu. Asta facem, este un principiu pentru noi și suntem binecuvântați și funcționează. Funcționează. Și dorim din toată inima și noi, din tot ce avem și ce putem, să-i binecuvântăm și pe alții. Și mulțumesc din tot sufletul lui Dumnezeu pentru tot ce Amin. În dragoste mulțumim v-a făcut frumos. Și noi vă mulțumim și vă dorim binecuvântare în continuare, în slujire și în tot mulțumim. Ce faceți. Mulțumim.